Am descoperit recent locul în care primești șah și mat după câteva minute. Este vorba despre clubul sportiv de șah Tinerii Spartani, care a luat ființă în anul 2018 în Târgu Jiu, în incinta Ingenio Center, situat în zona Pieței Mici a municipiului. Într-un spațiu ospitalier am găsit, astfel în fața tablelor de șah, zeci de ochi concentrați pe piesele albe și negre care erau mutate de pe un pătrat pe altul într-un ritm amețitor. Asta în timp ce mâinile atingeau rapid ceasul care cronometrează timpul aferent jocului. Toți erau concentrați la partidele începute, chiar dacă partenerii aveau 8, 9 și chiar 5 ani și ceva. Pe unul dintre pereți se dezbătea o schemă de joc, iar la unele mese se întindeau și strângeau deja mâini, semn că partida deja luase sfârșit. Abia atunci parcă am fost văzuți și noi echipa Gorj Express și am reușit astfel să aflăm direct de la șahiști secretele unui joc în care mintea reușește să învingă un rege cu un pion, un cal ori un nebun. Păi n-am, nu știu timpul mai exact, dar cred că mai exact în câteva minute, în cam, dacă aș explica, în jur de 10, după părerea mea. Și n-am aplicat o metodă, dar fiind începător, eu sunt la grupa de avansat și mi-a fost foarte ușor să-l bat, pentru că am două ture, aveam și o de regină și mai avea extrem de puține piese și nu avea nicio șansă. Și după ce a făcut o anumită mutare, după ce a putea să-mi ia un nebun, după aia i-am venit cu dama dintr-un loc în altul, i-am luat o piesă, după aia mi-am luat nebunul și nu mai avea nicio piesă și el, fiindu-i frică, s-a dat bătunul. A fost și greu, unele partide au fost și mai ușoare, dar am aplicat strategii și am încercat să mă descurc și să câștig partidele. Am avut într-o partidă o teamă foarte mare, fiindcă mă pusese într-o poziție care nu prea știam cum să ies din ea, dar până la urmă am reușit să fac o tactică și să mă descurc să pot să continui partida. Păi eu joc de 3 ani eu șah și îmi place acest sport fiindcă este de gândire și înveți lucruri noi și este într-un fel distractiv că mergi în campionate, te distrezi. Ni s-a făcut și o demonstrație de către unul dintre cei mai buni cursanți ai clubului de șah. Gambitul damei nu ni s-a mai părut ceva complicat, deși am văzut pe tabla de șah o serie de mutări rapide care au finalizat cu un șah și un mat devastator. Gambitul damei. Da. De mai multe ori și cu care am câștigat. Aici a fost o greșeală într-o partidă. Mutare puțin cam neplăcută. Eu nu am capturat
Și am ales ideea să câștig foarte. Sportul minții aduce și satisfacții, iar tinerii spartani de la clubul de șah din Târgu Jiu s-au întors recent de la o competiție de gen plin de medalii, diplome și trofee. Pe podium au urcat alături de băieți și fetele. Premiul 1, premiul 2 și premiul 5 când am jucat prima oară. Nu știu ce să zic pentru că nu pot să mă evaluez, nu știu cum sunt, nu pot să spun pentru că nu știu cum mă văd cei din jur. A fost dificilă competiția? Ce și ce, din cauza adversarilor, pentru că mulți erau mult mai buni decât mine și mai mari și jucau de mai mult timp șah, dar nu m-am lăsat bătută. Am fost la concursul din Pitești, acolo am obținut această cupă și această medalie. A fost destul de dificil deoarece au fost concurenți foarte buni și mi-a fost destul de greu să mă concentrez, dar într-un final am reușit și am jucat cât de bine am putut. Acest joc, șahul, este un joc de gândire care m-a pasionat și aș vrea să ajung cât mai sus cu acest joc și să câștig și să mă duc la mai multe turnee. Instructorul sportiv al clubului de șah este subofițerul Claudiu Roșca, campionul de șah de la Isugorj. Nu l-am găsit pe profesorul de șah la club îmbrăcat în pompier, ci relaxat, civil, între copiii care îi respectă și îi apreciază munca. De altfel, printre cupele și medaliile expuse la club, se află și ultima a campionului Roșca, cel care ne-a explicat ce figură frumoasă au făcut micii șahiști ai municipiului la ultimul concurs de șah, dar și ce înseamnă înscrierea unui copil la clubul pe care îl conduce. Noi am plecat, Gorj în general, ca și tradiție în șah, era undeva jos, adică nu aveam încă niciun club să reprezinte Târgu Jiu, am pornit în 2018, am ajuns la un număr de 50 de copii, datorită pandemiei undeva la jumătate mai avem dintre ei și deși sunt la început, prin talent, muncă, dăruire și ambiție, am ajuns să ne luptăm de la egal la egal cu cluburile de tradiție din țară, ceea ce dovedește că Târgu Jiu are copii deștepți și de care sunt foarte mândru. Am fost la Cupa Istez la start, la Pitești, unde am participat cu un lot de 9 sportivi, 9 șahiști. 8 dintre ei au participat la Cupa Istez la start și unul dintre ei la Cupa Crisade. Toți au obținut rezultate frumoase și neașteptate. Am avut copii care au câștigat locul 2 la general prin practic neînvinși, am câștigat locul întâi la fete, toți s-au comportat exemplar, am venit cu 6 trofee de la această competiție. Păi, în primul rând, copilul trebuie să fie pasionat de șah și să-și dorească să facă acest lucru. Noi suntem deschiși să primim orice copil căruia îi place șahul și să-i cultivăm, să îndrăcească această disciplină. Este un sport care nu presupune mari eforturi financiare, adică mai mult decât o tablă de șah și câteva piese, nu este un sport așa scump comparativ cu tenis sau altceva și important este să-i placă copilului. De aici, de rest, o să nu ne ocupăm noi. Clubul sportiv de șah Tinerii Spartani înscrie încă copiii pasionați de jocul care dezvoltă mintea și o face brici. Jocul de șah, de altfel, o activitate ce aduce multiple beneficii în viața celor care îi dedică timp. Abilități precum gândirea critică, atenția la detalii, rezolvarea de probleme, concentrarea atenției și gândirea strategică reprezintă atuurile la îndemână pentru cei care joacă șah.